În noaptea de 10 spre 11 aprilie 2011, în timpul executării unei misiuni, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Brodina au observat în apropierea frontierei un grup de persoane care se deplasau dinspre Ucraina spre interiorul României, transportând mai multe colete voluminoase. În urma acțiunii oamenilor legii s-a reușit depistarea și reținerea unui tânăr de 19 ani din Straja, celelalte persoane reușind să fugă folosindu-se de întuneric și terenul accidentat. În zona unde a fost reținut bărbatul, în apropierea frontierei, s-au descoperit mai multe colete voluminoase ce conțineau 7740 de pachete de țigări de proveniență ucraineană. Polițiștii de frontieră au întocmit persoanei în cauză acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat și contrabandă în formă agravantă, acte ce urmează să fie înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți în vederea atribuirii numărului unic. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 54.180 de lei, a fost reținută în vederea confiscării de către polițiștii de frontieră suceveni. În prezent, polițiștii de frontieră efectuează cercetări în vederea depistării tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale ce se impun.